Oare există riscul să crească prețul final pentru București? Nu se pune problema în acest moment, absolut deloc și nici în perspectivă. Noi am discutat despre măsuri punctuale pentru ca rețeaua de termoficare să poată să fie la parametrii decenți, să se poată face atât reviziile din partea Elcen, cât și reparațiile din partea Radet, printr-un plan comun, printr-o viziune comună, de asemenea să reînceapă să funcționeze dispeceratul comun Elcen-Radet, care a avut o durată de funcționare, dar care a încetat să mai existe. Nu mai discutăm acum care sunt cauzele și motivele și în ce măsură Primăria Generală a Capitalei poate să garanteze că este un bun platnic și toată această decizie este doar în interesul cetățenilor. Dacă Primăria Generală a Capitalei nu-și plătește datoriile sau obligațiile, subvențiile, asta înseamnă că până la urmă cetățeanul are de suferit. Dar subliniez faptul că sunt și alte instituții ale statului care ar trebui să se comporte ca atare. Mă refer la ministerele indicate puțin mai devreme. Vă mulțumim foarte mult!